De peste 30 de ani, România se află în topul european al traficului de persoane, cu un număr foarte mare de victime și grupuri de criminalitate organizată. Datele statistice din 2020, publicate de Guvernul României, sunt îngrijorătoare și arată o creștere a numărului de copii traficați pentru exploatare sexuală, precum și reducerea vârstei medie a acestora, 14 ani. Tinerii noștri de astăzi au nevoie de toate informațiile în ceea ce privește această situație care a ajuns de fapt o problemă și vor trebui să cunoască efectele acestei fapte care de fapt este o faptă penală. Și cu toții trebuie să cunoaștem, pentru că suntem în situația în care putem să învățăm și să avem în vedere să prevenim. Libertatea este un element marcant pentru educație, în care ne exprimăm valorile noastre ca instituție de învățământ superior, încurajând orice fel, orice tip de libertate. Libertate de exprimare, de gândire, de informare și milităm activ prin educație împotriva fenomenului de violență sexuală și a traficului de persoane. Organizatorii își propun ca de anul viitor campania să fie promovată la nivel național.